astăzi aleși neamului și au votat pensiile speciale. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție. Copii speciali, asta citiți pe ecran în acest moment. Da, chiar dacă la vârf ați văzut ce se întâmplă la
se nasc cu niște nevoi speciale. De regulă, părinții care sunt niște oameni absolut speciali și de multe ori simt că mă rușinez în față. Că viața destinul poate fi extrem de dur. Când vedem când o vedem senzorială. Da?
aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, doamna Lăcea, nu ce înseamnă camera senzorială. Așa să introducem pe telespectatori în atmosfera discuției noastre, trebuie să intre mult mai ușor. Este un tip de terapie. Ideea inițială a fost de înființarea unei camere senzoriale.
Centrul inaugurat astăzi este considerat un cadou special acum în prag de Crăciun oferit copiilor cu autism și familiilor acestora care au mare nevoie de serviciile unei astfel de instituții. Organizația Inner Wheel Danubius Giurgiu a realizat acest centru cu resurse proprii și cu sprijinul unor personalități giurgiuvene. Aici vor lucra tineri specialiști care vor acorda copiilor cu autism și familiilor acestora toate serviciile de care au nevoie. Este mai mult decât ne-am propus inițial. Rotary Danubius Giurgiu
afecțiuni care necesită tratament continuu. Din punctul nostru de vedere, este categoric o satisfacție și o mulțumire, însă pentru ei, pentru aceste familii, considerăm un dar de la Moș Crăciun faptul că vor veni și vor face terapie și recuperare aici și nu se vor mai deplasa cu copii la București sau în situațiile pentru că nu au o posibilitate să se deplaseze de la București. Activitatea propriu-zisă a centrului de terapie va începe în luna ianuarie, iar până atunci vor fi evaluate dosarele copiilor aflați în evidență. Specialiștii acestui centru vor lucra în prima etapă cu 50 de copii până în luna iunie anul viitor. Urmează ca într-o a doua etapă cel mai probabil septembrie să fie mărit numărul copiilor la 100. Încă o dată felicitări doamnelor. Doamna la vremea când a luat nașterea acest proiect. Cum v-a venit ideea? Ideea a venit eu să fiu președinte. Guvernatoarea noastră, Lucia Mihăila, a fost în vizită la colegele noastre de la Bacău, care au, mă rog, este o diferență între ceea ce au făcut ele și ceea ce facem noi. O să vorbim un pic mai târziu. Acolo a luat ființă o cameră multisensorială.
extraordinar de mult în ea și am luptat mult. A fost proiectul anului 2014, 2015, când eu am fost președinte. S-a finalizat abia acum, mă rog, abia acum între ghilimele, pentru că nu a fost ușor. Nici n-am durat atât de mult, dacă mă întrebați pe mine. Da, este un proiect mare de aventură. Face așa peste noapte și chiar nu a depins numai de noi. Care au fiindcă tocmai a spus că nu a depins numai de dumneavoastră. Cel mai mult le-am luat sediu. Deci găsirea locației. Care m-ați văzut este în incinta colegiului Ion Maiorescu. Sunt niște protocoale, niște pentru mine lucrurile sunt mult mai simple. Am crezut că nu trebuie atâtea autorizări, atâtea și a trebuit să facem să depunem foarte multe acte la primărie, la locul în care
fost încredințat conform ordinului 26 pe 2000 cu privire la asociații și fundații, nu? Adică bănuiesc că nu.
serviciile centrului se adresează tuturor copiilor diagnosticați cu probleme din care se numesc, se încadrează în tulburările de spectru autist. În acest, în cadrul acestor tulburări sunt cam vreo 5 afecțiuni. Toate se numesc noi le spunem simplu autism, autismul fiind de fapt una dintre tulburări, mai există și alte tulburări. Ele se numesc în literatura de specialitate tulburări pervazive. Și de asemenea de serviciile centrului pot beneficia și copiii care sunt care au numai probleme locomotorii, că sunt congenitale, că sunt dobândite. Copiii cu întârzieri mentale, cu tulburări de comportament, ce se diagnostichează cu modernul ADHD. Și afecțiunea Langdon mai mare, dar am tot vorbit și se referă tot aducem discuția despre spectrul autist pentru sunt terapii specifice pentru ei, terapii costisitoare, investiție costisitoare. Eu care, iertați-mă că m-am întrerupt, este celebra terapie ABA. Avem puțin specialiști, din câte știu eu.
sexuală și să nu aibă posibilitatea. Vă dați seama. Adică este strigător la cer. De aceea am și început emisiunea așa. Este complet ignorant. Pe segmentul ăsta, când vine vorba de pentru că din perspectiva mea acesta este un tip de servicii de care ea ar trebui să beneficieze gratuit. Există programe naționale, având în vedere numărul mare de copii care au fost diagnosticați cu tulburări din spectrul ăsta. Având în vedere că intervențiile acestea sunt singurele care îi pot ajuta să se apropie de o viață normală, din punctul meu de vedere, o inițiativă legislativă, dacă ceilalți nu se gândesc care să se refere strict la programe naționale, pentru că știm că numai prin programe naționale sunt să asigură gratuitate, fiind și copii, evident, ar trebui să beneficieze cel puțin de o parte din aceste servicii. Nu cred că este un efort financiar foarte mare pentru o casă județeană de asigurări să plătească pentru numărul de copii pe care servicii gratuite, pentru că, repet, este singura așa șansă la o viață normală a acestor copii.
erau pe colegii mei din regie să găsească acele imagini unde sunt arătate camerele. Sala de kinetoterapie terapie se adresează copiilor cu tulburări motrice strict. Deci, au tulburări de motricitate, fie că sunt congenitale asociate unor afecțiuni, a fost imobilizat după fractură, trebuie să ajutăm după aceea să-și recupereze capacitatea motrică. Și de asemenea este extrem de utilizată în cazul copiilor indicată terapia motrică în cazul copiilor cu tulburări din spectru autist, în cazul copiilor cu tulburări de comportament, pentru că face să socializeze mai bine capacitatea de relaționare și socializare fiind extraordinar de redusă de fapt una dintre marile probleme diagnosticați cu tulburările de care am vorbit mai devreme. Este extrem de indicată și o putem folosi și ca stimularea copiilor, ca în momentul în care execută anumite sarcini pe care le dai, să le dai voie joace o jumătate de oră acolo, pentru că nu face, nu mai face efort de plăcere. Nu e obligat.
foarte frumos, da, lumini colorate. Specială pentru fiecare dintre era într-o altă lume. Da. Acolo. Fiecare dintre instrumentele pe care le pentru că ele sunt propriu zis instrumente. În care sunt folosite, pe care l-ați văzut acolo, sunt se adresează strict unei pe care o faci cu copilul și toate luminile pe care le-ați văzut au aparatele și copilul este cel care în funcție de starea lui schimbă intensitatea culoarea stimulilor. Deci învață să pur și simplu să reacționeze. Și ca să înțelegem mai bine, este ca o persoană care nu care nu vede. Atunci categoric îi stimulăm poate să discute îl învățăm alfabetul Braille. Cam așa se întâmplă și în aceste situații. Ca să lucrăm undeva să de o deficiență este o
care trebuie crescut, în felul care trebuie abordați. E, acea cameră, ea propriu-zise că asta este camera șnozăle și s-a constatat la momentul respectiv la care a fost descoperit că în acel mediu copilul reușește să socializeze mai bine, reușește să capteze atenția pentru că deficitul major de atenție să-i trezești atenția și să-l faci să reacționeze. În astfel de în acest mediu s-a constatat că el reacționează foarte poate răspunde și poate executa anumite sarcini pe care îi le dai. Dar s-a dovedit științific și nu degeaba este dezvoltată și aplicată în toată copilul se liniștește, copilul reacționează la stimuli vizuali. Mai există și o serie de stimulilor factivi, există și stimuli tactili, deci toate celelalte simți se dezvoltă ca să compenseze ceea ce lui lipsește și v-am zis că ca să înțelegem bine este ca la un persoană care se naște fără vedere. Învățăm și dezvoltăm mai bine celelalte simțuri ca să-l putem ajuta să aibă o viață cât de cât aproape de normal. Ascultându-vă, dar minte părinții care sigur
sigur vor căuta și chiar astăzi. Da, spuneați cu emoție la începutul emisiunii și am văzut și eu că minunată, felicitări pentru emisiune.
odată cu subiecte interesante. Bravo! Mulțumim! Da! Câtă nevoie avea Giurgiu? Foarte mare nevoie. Foarte mare nevoie. Deci, numai statisticile oficiale, dacă le citim și ni le va fi nevoie în continuare de servicii.
care întăresc aportul acestui serviciu. De pildă, un after school integrativ. Pentru că ei învață niște lucruri
despre care vorbeați puțin mai devreme. Sunt și cazuri în care părinții nu declară, pentru că părintele nu vrea să-i recunoască afecțiunea copilului. Prima reacție a părinților să fim foarte serioși, să
moment în România sunt dacă nu marginalizați, ignorați. Da. de noi care au
aproximativ 50 de mii de lei. Deci tot ce ați văzut acolo, toate dotării pornire la renovare spațiu amenajare auzit în urmă
fază de terapie și recuperează într-un fel și învață școală.
diagnosticăm în timpuriu și să se înceapă timpuriu rezultatele să vă și cele mai bune sunt în aceste condiții. După infantil care înseamnă psihicolog clinic.
spunea dificultăților pe care le are în anumite părți sau din anumite perspective, atunci se indică că atunci vine la terapie. Și terapeutul stabilește, face încă o evaluare proprie, strict psihologică și terapeutică, după care începe să aplice terapia copilului. În
funcție de aceste două aspecte. De numărul necesar de ore de terapie și de veniturile părinților și de situația socio Nu,
părinții și știm ce înseamnă să aibă copilul tău una de febră, da? Sau ți se pare că să prăbușește lumea peste tine. Părinții sunt disperați și în mod sigur vor veni dacă sunt afecțiuni care depășesc limitele de competență ale centrului. Să ne adresăm prin terapie, dar vom face, putem implica și coopta în alte tipuri de activități, cum ar fi grupurile de suport pentru părinți, ar fi orele de socializare, intenționăm să-i adunăm să-și petreacă
de familie, școlilor și tuturor mediilor unde pot avea acces părinți. Vom avea acolo un telefon de contact. Spațiul este foarte bine poziționat, adică toată lumea când spune liceu mare cu nu există cine. Și chiar cei din localitățile limitrofe știu clar unde poate să-l găsesc. Acest este foarte... Dacă ne urmărește pentru că ne urmă și din alte județe. Da, cu atât da. Bine, dacă vă întreb, au acces la... Da, nu ținem la competența teritorială, nu suntem o de stat, dacă timpul ne permite, dacă și că nu putem nici să lucrăm foarte mult și să nu avem rezultate, trebuie să facem totul absolut dacă timpul ne permite, dacă afecțiunea copilului permite, dacă accesul către George e mai facil și e de mult mai decât către București sau către alte destinații cu mare plăcere. Aș vrea să ne mai spuneți câte ceva întreb
consiliere faceți, adică omul e supărat, firește care are copilul bolnav, chiar dacă a avut ani, niciodată nu se cu situația nu se va resemna niciodată, îl consiliați pe el sau îl învățați ce să... În această situație nu cum să procedeze. Nu vine la psiholog în vederea consilierii pentru o problemă pe care o duce greu sau o acceptă greu. Aici este într-o altă postură. Vine către noi ca un membru al echipei. Cu problema asumată în sensul că indiferent că și-a depășit sau nu și-a depășit trauma pe care a trăit-o, trebuie să
copii. Bine, înțeleg când de lute să le ajute implicit este obligatoriu să da. Știe și să-și însușească foarte bine și să colaboreze și să continue. Deci este un program de terapie continuă. Doamnelor, am ajuns pe la finalul emisiunii, așa, da? Deja. Deja, da? Doamna Mihalcea, urmăriți vreun profit din acest proiect? Nu. Singurul venit pe care dorim este acel care se adresează trebuie să vină. Vă veți plia pe situația fiecărui om. Cu toate astea vă întreb. Prețurile sunt costurile părinților sunt diferite față de nu știu mers la sunt de euro pe
cea mai cum să spun, cea mai constructivă și cea mai grea. 50 de ore de terapie, 50 de minute, pardon, cam așa. Personal și
important ca ați transmis și faptul că prețul, costul este sub București. Dacă ne gândim că un părinte își duce copilul, îl costă și transportul de aici, se va simți. Foarte important de subliniat și fiindcă am ajuns la finalul emisiunii, ce ați vrea să le transmiteți părinților de dumneavoastră. Sincer, așa am gândit acest
profitul mărește asociația, nu urmărește absolut niciun profit. Bine, și ea mi era convinsă.
cu încredere. Da. Doamnelor, încă o dată felicitări pentru ce ați realizat. Copy.